Bună, dragii mei prieteni! Iată-ne din nou împreună. Cu această ocazie vă pup și vă îmbrățișez cu mult drag pe toți cei care mă urmăriți și toți cei care sunteți abonați la canalul meu. De asemenea, eu vă aștept în număr cât mai mare să vă abonați, bineînțeles dacă vă place ceea ce fac eu pentru voi toți, și să mă căutați în cazul în care voi considerați că aveți nevoie de mine. Astăzi, dragii mei, fiind început de săptămână, m-am gândit să vă prezint un horoscop un pic mai special cu cărțile mele Marsilia, da? Cărți de tarot care le-am achiziționat noi, ca să vă fac și în aceste cărți, bineînțeles, un horoscop un pic mai special care se referă la dragoste și sănătate. Am să fac până la zodia leului, dacă voi reuși, și bineînțeles mâine vă voi face restul zodiilor, da? Să începem să vă explic la fiecare situația dumneavoastră sentimentală și bineînțeles situația financiară. Bineînțeles că este un horoscop creat de mine, un horoscop general. Toți cei care doriți să mă căutați pentru un horoscop de al dumneavoastră personală, sunt datele dumneavoastră de naștere. Și dacă știți, bineînțeles, ascendentul în care sunteți născut, eu vă voi face o lectură personală la toți cei care doriți acest lucru, lăsând sub acest video, ca de obicei, numărul de WhatsApp, ca toți cei care sunteți interesați și aveți anumite probleme, să mă căutați. Voi începe pentru început, dragii mei, cum știți, bineînțeles, cu zodia berbecului. Voi extrage două cărți din acest tarot Marsilia, da? Un tarot nou care eu le-am achiziționat și pe viitor voi lua și oracolul îngerilor și mai multe lucruri pentru toți cei care mă urmăriți. Haideți să extragem două cărți pentru zodia berbecului, să vedem la bebeș din punct de vedere sentimental ce ne arată nouă cărți. Dragii mei, toți cei din zodia berbecului, din punct de vedere sentimental, ar trebui să fiți un pic mai toleranți, să mai lăsați toleranța, nu să fiți toleranți, să mai lăsați de la dumneavoastră orgoliu, mândria, vanitatea, ca lucrurile să vă meargă bine în sentiment, da? Practic, această carte la papesa indică faptul să nu fiți chiar foarte încăpățânați, să mai lăsați de la voi în cazul în care aveți de confruntat cu probleme sentimentale. Pentru, în altă variantă, cum s-ar spune, sunteți mulți din această zodie care poate vă confruntați cu o femeie mai în vârstă care se bagă în relația dumneavoastră. Da? Ar trebui să fiți foarte atenți, să nu lăsați pe nimeni, nici mamă, nici bunică, nici soră, dacă este mai mare, să se bage în relația dumneavoastră de dragoste, să vă afecteze relația de căsnicie, de dragoste sau ce aveți dumneavoastră acolo, pentru că nu este bine ca nimeni să se bage, dumneavoastră singur trebuie să gândiți și să luați inițiative pentru a sta bine. În alte ordini de idei, cum v-am spus, depinde de situații, poate să fie și faptul că sunteți foarte fixați pe anumite lucruri și ar trebui să mai lăsați de la dumneavoastră atât încăpățânarea cât și fixurile, să mai lăsați în relații, dacă vă certați, să lăsați loc de împăcare. Asta vrea să zică pentru zodia berbecului în sentimente. Haideți să vedem. Din punct de vedere financiar, cavalerul de spade. Cavalerul de spade este o arcană majoră, da? Și indică faptul că ceea ce dumneavoastră v-ați propus în mintea dumneavoastră din punct de vedere financiar se va finaliza cu bine. Dacă aveți o afacere, dacă aveți un loc de muncă unde dumneavoastră doriți mai mulți bani, dacă sunteți ambițioși sau ambițioase, veți reuși să duceți la bun sfârșit planurile dumneavoastră vis-a-vis de locul de muncă și veți avea șanse mari de o sumă de bani mai mare. Deci afacerile, banii, cariera vă merg bine cu acest cavaler de spade. Deci din punct de vedere financiar lucrurile stau bine la voi la berbeș. Dacă în prezent încă nu sunteți satisfăcuți, veți fi satisfăcuți. Haideți să vedem și pentru zodia Taur.
la Taur ce vă arată dumneavoastră din punct de vedere sentimental și în bani, da? Pentru cei din zodia Taur, din punct de vedere sentimental, dragii mei, aveți scupere. Trebuie să investiți mai multe sentimente, se referă cartea, da? Asta vrea să ne transmită acest mesaj al acestei cărți. Aveți mai multe proiecte în cap de bani, sunteți proate, unele persoane din zodia Taur, sunteți materialiști, nu prea investiți sentimente, vă gândiți mai mult la partea financiară. Dacă chiar doriți să vă deschideți inima și să iubiți, ar trebui să lăsați afacerile pe planul 2 și să vă conectați mai mult la sentimente. Cartea vă indică faptul că nu sunteți conectați foarte mult din punct de vedere sentimental, nu gândiți cu inima, aveți în cap doar bani, vă gândiți la bani sau sunteți materialiști, materialiste sau trăiți cu o persoană care n-are servicii și profită de dumneavoastră și vă gândiți la situația financiară, puneți în primul rând banii pe primul loc, asta vrea să spună cartea. În cazul în care nu vă regăsiți în această citire, vă gândiți la un viitor, cei care sunteți singuri, să aveți bani într-o relație, să nu trăiți în sărăcie, este foarte bine să fie bani, dar nici să fiți foarte conectați pe ideea banilor, pentru că atunci sentimentele merg pe locul 2, da? Asta vrea să spună faptul că dacă sunteți într-o relație, că cineva profită de dumneavoastră, a trebuit să lăsați această relație și să stați singuri până găsiți persoana potrivită. Dacă nu sunteți într-o relație, vă gândiți la bani, pentru că fără bani, să zicem că unele persoane așa gândesc, nu pot trăi, dar sunt conectația sentimentelor nu există, cartea indică de fapt, nu indică sentimente, indică bani. Haideți să vedem la bani, de fapt, ce vă indic. Aici voi aveți probleme, vedeți? Tocmai din cauza asta este acest 10 de spade care arată probleme cu banii. Deci poate din cauza asta în sentimente sunteți conectați la bani. Toți cei care sunteți și vă regăsiți în această citire, aveți probleme financiare. Sunteți într-un impas financiar, aveți ceva blocaje, aveți ceva neînțelegeri din cauza banilor sau ați fost păgubiți de bani. Eu vă spun că lucrurile se vor așeza, da? Din data de 22 încolo până în 24, pentru că în 24 este și lună plină, lună nouă, mai trebuie să așteptați un pic să vă zbateți toți cei din această zodie, să faceți niște eforturi, pentru că văd că sunteți într-o stare de delăsare așa și așteptați să vă cadă din cer. Din punctul meu de vedere, nu va cădea nimica din cer. Asta este pentru zodia Taur. Să vedem, dragii mei, și pentru zodia Gemeni, ce vă spune energiile cărților pentru toți cei din zodia Gemeni pe sentimente și pe bani. Din punct de vedere sentimental, dragii mei, voi stați foarte bine, aici sunteți într-o anumită stabilitate, este 5 de monede care poate să existe și fericire, surprize bune, sentimente bune. Dacă sunteți într-o relație, sunteți conectați pe sentimente, pe încredere, pe fericire. Dacă sunteți singuri, veți întâlni pe cineva care vă va satisface din punct de vedere sentimental. Dacă sunteți într-o căsnicie, sunteți foarte uniți, foarte comunicativi, este foarte bine vouă cei din zodia Gemenilor. Din punct de vedere sentimental, este tot ok. Haideți să vedem și din punct de vedere financiar. Tot treiul de monede a ieșit, dacă vă uitați. Veți avea succes de bani, veți face o sărbătoare în familie, o zi onomastică, un botez, o cununie, veți fi invitați undeva la un restaurant, după câte se vede, veți chefui, vă veți distra, sunteți conectați cu energia distracției, da? Veți primi cadouri, surprize neașteptate, v-am spus, dacă este o sărbătoare la voi în familie, sărbătoriți o cununie, un botez sau ceva anume, veți primi bani, veți primi cadouri și veți fi foarte, foarte fericiți din punctul ăsta de vedere. Vi se va mări și salariul sau ceva se va întâmpla. Haideți să vedem și pentru zodia Racului, dragii mei. La Raci ce vă arată? Uitați că deja a și căzut de fapt două cărți. Din punct de vedere sentimental, voi aveți puterea în mână, da?
sunteți persoane puternice sau veți întâlni pe cineva cu putere, cu siguranță, vă va da putere, vă va da siguranță în relație. Tocmai asta aveți nevoie cei din zodia racilor, pentru că sunteți fiți sensibile, vă conectați cu sufletul foarte mult și aveți nevoie de siguranță în dragoste, în iubire. Dacă sunteți singuri, v-am spus, veți găsi pe cineva care vă va oferi o stabilitate, vă va oferi o siguranță. Dacă sunteți într-o relație, se pare că voi aveți puterea în mână, voi decideți. Lucrurile stau bine și la voi, la araci, din punct de vedere sentimental, atât în căsnicii, cât și în relații. Chiar și cei care sunteți singuri, să știți că veți întâlni cât de repede pe cineva care vă va oferi această siguranță, această stabilitate de care voi aveți atât de mare nevoie. Să vedem la bani. Din nefericire, voi aveți probleme cu banii. Ori ați pierdut un loc de muncă, este moartea, aia nu înseamnă că moare cineva sau ceva, arată că este un blocaj foarte puternic din punct de vedere a banilor, sau nu ați primit banii respectivi, sau aveți blocaje, sau cineva vă pune aceste blocaje de bani, sau cineva vi-a furat sporul banului. Oricum aveți o situație un pic moartă, nu vă funcționează bine. Va trebui cât de cât să faceți o schimbare, să încercați să căutați un alt loc de muncă, dacă ăsta l-ați pierdut, cel actual l-ați pierdut. Dacă aveți probleme mari cu banii, ar trebui să încercați să cereți ajutorul cuiva. Vă văd firi închișe, nu vreți să, sunteți un pic orgoliu, nu vreți să cereți ajutor. Eu vă dau un sfat, ar trebui să faceți lucrul ăsta, pentru că altfel situația dumneavoastră nu se va ameliora de nicio culoare, da? Cu banii se pare că aveți ori blocaje, depinde acum fiecare, v-am spus, ascendent, cum sunteți născuți, ora la care sunteți născuți, luna care este poziționată. Ăsta este doar un horoscop care eu îl creez, da? Personalizat nu este, este doar general. Tot ce care sunteți curioși și doriți un horoscop personal, să vedem despre ce este treaba cu acest blocaj la voi, la zodia racilor, căutați-mă la numărul de WhatsApp care eu o să las pe ecran. Haideți să încercăm să vedem și la zodia leului. Pentru voi cei din zodia leului, pe dragoste și pe afaceri. La dragoste și dumneavoastră aveți ceva urcușul și coborâșul, da? Când este bine, când este rău. Vă contraziceți foarte mult în dragoste. Vă simțiți câteodată trădați, vă simțiți câteodată abandonați, simțiți că de multe ori dați prea mult și nu primiți înapoi. Ar trebui totuși să puneți un pic mai mult preț pe dumneavoastră, ceea ce dumneavoastră oferiți și ceea ce vi se oferă la schimb. Pentru că văd că vă oferiți inima pe tavă, atât bărbați cât și femei, și nu primiți ceea ce meritați, da? Poate că nu la toate persoanele se referă. Toți cei care sunteți singuri veți întâlni anul ăsta pe cineva, în cazul în care sunteți deschis sufletește ca să faceți pasul pentru ceva sentimente. Cei care sunteți în căsnicie aveți urcușul și coborâșul, când bine, când rău. Cei care sunteți în relații să fiți foarte atenți din punct de vedere de agitație, pentru că s-ar putea să existe un conflict, o ceartă, ceva de genul, care să rupă relația sau să vă pierdeți încrederea. Nu există trădări, există doar contraziceri, stări de agitație și nervi. Nu este, cine știe ce, un echilibru, dar puteți face dumneavoastră acest echilibru din punct de vedere sufletesc și sentimental, dacă doriți. Să vedem și din punct de vedere a banilor. La bani văd că afacerile vă merg bine, o să aveți un câștig mai mare la locul de muncă, să zicem așa. O să aveți bani primiți, și dumneavoastră vă cate surprize neașteptate, evenimente neașteptate din punct de vedere a banilor, vă iese bine, aveți succes. Cartea este cartea monezilor, care arată câștiguri neașteptate, arată că puteți să aveți un loc de muncă, sau dacă nu sunteți satisfăcut cu locul de muncă din prezent, puteți să găsiți un alt loc de muncă unde banii dumneavoastră vor fi mult mai mulți, da? Afacere prosperă și cartea succesului, practic, arată bine la bani. Încercăm să vedem și pentru zodia fecioare și bineînțeles că după aia mă voi opri, iar mai târziu, dacă voi reuși, voi face și pentru restul zodiilor, da? Haideți să vedem la fecioară, la sentimente și la bani. La sentimente, dragele mele fecioare, foarte multă luptă.
foarte multă luptă, la sentimente, aveți ceva probleme de orgoliu, de încăpățânare, nu vreți să lăsați de la dumneavoastră, sunteți firi, într-adevăr, optimiște, nu toate fecioarele, văd că vă zbateți să fie bine în relațiile dumneavoastră, dar aveți ceva probleme, da? Luptați foarte mult ca totul să fie bine pentru binele copiilor, în cazul în care aveți copii, pentru faptul că vă iubiți foarte mult partenerul de viață, în cazul în care sunteți căsătoriți, căsătoriți, ar trebui să lăsați mai mult de la dumneavoastră, pentru că văd că vă închideți, practic, sufletește, vă stă o închidere, nu vreți să mai comunicați, v-ați supărat pe ceva sau vă veți supăra. Atenție mare la certuri, atenție mare la agitație. Nu văd o ruptură în relație, doar că sunt niște conflicte. Partenerul spune un lucru, dumneavoastră spuneți un lucru și de acolo intervin unele certuri. Până la sfârșitul la această lună, eu văd că veți fi mereu conectați la această energie de atacuri și de contraziceri. Da? Să vedem cum vă stă cu banii. Aveți și dumneavoastră și urcușuri și coborâșuri în bani, da? O anumită stabilitate există din punct de vedere financiar, dar și multă cheltuială sau nesăbuință, să zicem așa. Nu vă dați seama că banii se duc repede, îi cheltuiți repede, trebuie să fiți un pic mai atenți, să vă puneți bani deoparte, da? Pentru zile negre și să... încercați să fiți mult mai atenți la afacerile care le faceți, pentru că vă apar unele blocaje, unele pierderi financiare, probabil veți fi păcăliți de cineva anume sau cineva încearcă să vă păcăle cu ceva. Deci foarte mare atenție cu banii, nu există să rămâneți chiar deloc fără bani, veți rămâne cu ceva bani, dar nu vor fi banii care dumneavoastră vi doriți. Tot timpul va mai trebui să puneți, să adăugați, să aveți, pentru că sunt ceva lipsuri. Ok, dragii mei, eu mă opresc aici. Sper că vi-a plăcut acest horoscop care eu l-am creat cu cărțile mele noi. Mai târziu, dacă voi reuși, dacă nu mâine, voi face pentru restul zodiilor, da? De la balanță până la pești. Eu vă pup și vă îmbrățișez cu mare drag. Vă doresc un început de săptămână prosper, cu multă sănătate și pace și lumină sufletească. Vă pup, dragii mei!